Bună tuturor, Cătălina sunt, iar în clipul de astăzi vom discuta despre cum să te vindeci după o despărțire, mai ales dacă a fost o despărțire traumatizantă în care tu încă ai sentimente față de persoana care s-a despărțit de tine sau de care te-ai despărțit. Înainte de a începe, dacă aveți nevoie de ședințe de consiliere, găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere unde îmi puteți scrie. Iar dacă vă doriți să susțineți canalul de YouTube, o puteți face dând un like în partea de jos a ecranului. Bun, în momentul în care trecem printr-o despărțire, lumea noastră este dată peste cap din toate punctele de vedere. Bun, ce avem noi de făcut pentru a ne face acest proces mai ușor? Pentru că sunt oameni care suferă ani de zile după o despărțire și sunt oameni care, deși au iubit foarte mult persoana cu care au fost, suferința pe care o au vis-a-vis de pierderea relației este diminuată. Asta nu înseamnă că n-au iubit, asta nu înseamnă că nu le-a păsat, ci pur și simplu există metode prin care să ajungi să treci mai ușor peste această etapă. Bun. În primul rând, ce ai de făcut în momentul în care treci printr-un astfel de episod? Încearcă să procesezi durerea pe care o simți. Majoritatea oamenilor, când trec prin sentimente de acest gen, da, încearcă să fugă de emoțiile pe care le simt, încearcă să fugă de ei, cum se spune. În ce sens? În sensul în care se aruncă în orice altceva doar ca să nu simtă suferința pricinuită de despărțirea în cauză. Și știm cu toții, când o persoană iese dintr-o relație și țup, în 2 săptămâni deja iese într-o altă relație. Sau sunt persoane care deja s-au căsătorit după ce au ieșit într-o relație. În sensul în care folosesc persoana cu care intră în noua relație ca pe pansament pentru a nu mai simți suferința cauzată de relația pe care tocmai au pierdut-o. Pe lângă asta, nu doar că intră în altă relație, ăsta e un exemplu. Sunt oameni care în momentul în care se despart, îi vezi din club în club, din petrecere în petrecere și tu te întrebi, ok, e normal, nu e normal ce se întâmplă? Nu, este tot o fugă de a simți durerea pe care o ai vis-a-vis de despărțirea prin care ai trecut. Doar că în momentul în care fugi de ceea ce simți o să se repete în relația următoare. În sensul în care, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să simți din nou aceeași suferință. Ca să nu mai ajungi în aceleași tipare, dar în aceleași cicluri, este important să înțelegi ce ți se întâmplă în momentul prezent. Cum poți să faci asta? Cum poți să stai cu durerea pe care o simți, fără să te consume, fără să dai cu capul de pereți? Încearcă să folosești următoarele metode. Vorbește cu cineva, cu mama, cu tata, cu un prieten bun, cu un frate, cu o soră, un psiholog, cu un consilier, cu cine vrei tu, despre felul în care te face să te simți despărțirea prin care treci. Împărtășește sentimentele pe care le ai, descrie emoțiile pe care le trăiești. Pe lângă asta, încearcă să conștientizezi ce anume s-a întâmplat de adus la momentul respectiv. Încearcă să înțelegi cum ți-a influențat viața această despărțire și ce lucruri ai de făcut sau nu de acum încolo pentru ca lucrurile să nu mai fie de aceeași natură. Dacă nu ai cu cine vorbi, scrie, pur și simplu, fă-ți un jurnal în care îți scrii emoțiile pe care le ai, scrii felul în care te simți. Este important să scoatem din noi, da, ceea ce ne doare, să nu păstrăm în noi, pentru că dacă păstrăm în noi, ne consumă efectiv pe interior și nu mai reușim să facem față decât încercând să pansăm rana pe care o avem cu tot felul de metode, unele mai bune, altele nu neapărat, după cum știm. Bun. În al doilea rând, ce putem noi face pentru ca această despărțire să fie mai ușoară, ca să zic așa? Este foarte important ca în momentul în care conștientizezi că vrei să te desparți 100% de o persoană, să îi dai bloc pe toate rețelele de socializare. Și oamenilor să zică, dar cum să-i dai bloc? Pentru că ce o să creadă despre mine și pe lângă asta cum o să mai am acces să văd la ce face, cu cine este, cu ea da follow, unfollow, cât suferă sau nu după despărțirea asta. Ei bine, toate aceste lucruri pe care le faci, faptul că păstrezi persoana respectivă pe rețelele de socializare, nu fac decât să te țină agățat în relația respectivă. În sensul în care ți este foarte greu, da, să treci peste ceva în momentul în care tu ai acces în continuare într-o formă sau alta la acel ceva. Și nu doar că ai acces, îți și influențează starea în funcție de ceea ce vezi că postează. Gândește-te la a păstra un fost în viața ta sau o fostă ca la următorul lucru. Tocmai ți-ai rupt un picior, efectiv ți-ai rupt piciorul și deși e rupt, deși te doare, deși doctorul ți-a zis nu pune piciorul în pământ pentru că altfel o să dureze mult mai greu recuperarea și poate că o să rămâi și cu niște
nu știu, repercursiuni, da? Tu, deși ți-au zis toți oamenii aceste indicații, deși știi ce ai de făcut, tu te apuci și mergi cu piciorul respectiv, da? Și te doare de mori, dar tu în continuare mergi, că te încăpățânezi tu, că vrei să mergi. Și efectiv se vindecă în 3 ani în loc să se vindece în 3 luni. Ei bine, același lucru tradus în relațiile de cuplu este că păstrăm un fost sau o fostă în lista noastră de prieteni pe mijloacele de socializare, deși noi ne-am despărțit de el sau de ea. Îți îngreunezi efectiv vindecare, îți îngreunezi procesul de a trece peste, pentru că rămâi agățat în energia respectivă. Te trezești, te uiți să vezi la ce face, îți apare notificare cu ce face, cu unde este, cu prietenii pe care i-a adăugat sau nu. Cât o să-ți ia să treci peste această despărțire dacă în continuare faci același lucru? Când, în schimb, dacă i-ai dat bloc pentru o perioadă de timp, nu pentru tot restul vieții, până când tu reușești să te vindeci, gândește-te că ți-ar fi mult mai ușor când nu ai fi expus în fiecare zi la toate informațiile acestea, când pur și simplu ai putea să te concentrezi înapoi asupra ta, timpul pe care îl aloci lui sau ei, să ți-l aloci ție și vindecării tale, ar fi lucrurile mult mai ușoare. Drept urmare, pe lângă asta, în momentul în care păstrăm pe cineva în continuare în viața noastră, prin mijloacele de socializare, deși noi ne-am despărțit, în sinea noastră sperăm pe undeva că poate ne împăcăm la un moment dat. Eu nu zic, poate vă împăcați, poate nu, dar merită să suferi în toată perioada asta până vă împăcați sau nu? Eu nu știu, aici e alegerea fiecăruia, dar din punctul meu de vedere, în momentul în care te desparți de cineva pentru a-ți face despărțirea mai ușoară, dă-i bloc pe rețelele de socializare, cel puțin până când tu ești mai ok cu tine. Bun, și la numărul 3, vezi ce metode de, nici nu știu cum să-i zic, de a te feri de suferință, de a te proteja, da? Vezi ce metode folosești pentru a-ți da importanță în momentul în care trecem printr-o despărțire. Ce se întâmplă? Când ne despărțim de cineva, stima noastră de sine, pac, s-a dus în cap, mai ales dacă noi ne identificăm cu felul în care persoana respectivă ne percepea, cu importanța pe care ne-o acorda. Dacă îți dădea senzația că ești cel mai frumos, cel mai frumoasă, cel mai deșteaptă, cel mai cum vrei tu, automat, când te desparți, o să ai nevoie de o sursă, da, de la care să iei același grad de importanță. Și uite-te la ce metode folosești pentru a te simți important după ce treci printr-un episod ca o despărțire. Nu știu, poate că faci sex cu alte persoane, pentru ca tu în continuare să te convingi că oamenii te doresc, că oamenii te consideră atractiv sau atractivă. Deși tu nu te simți bine făcând chestia asta, deși tu undeva în sufletul tău nu-ți dorești, o faci în mod inconștient, tocmai pentru a-ți lua gradul acela de validare. Mă vrea și altcineva. Atât femeile cât și bărbații folosesc metoda aceasta și nu vreau să intru în detalii de cum se simt după și cât le ia să se vindece, dar uite-te la felul în care tu te simți important după ce ai trecut peste o despărțire. Poate, nu știu, nu ajungi să faci sex, dar începi să pierzi ore în șir vorbind cu alte persoane, adăugând alte persoane în lista de prieteni. Nu știu, habar nu am ce faci tu, dar uite-te la metodele pe care le folosești pentru a te simți din nou important. Dacă sunt metode care îți sunt nefavorabile, da, care te fac să te simți rău, care îți scurg energia, da, și nu te fac, nu-ți dau o stare de bine, poate ar trebui să te oprești din a le mai folosi și din a folosi toată asta împotriva ta. Da, despărțirile sunt grele, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne autodistrugem în momentul în care trecem prin acest gen de experiență. Dacă simți că nu faci față singur sau singură, cere ajutor. Nu te obligă nimeni pe planeta asta să treci singur printr-un episod de acest gen. Dacă simți că ți-e prea greu, dacă simți că nu știi cum să faci, ce să faci ca să nu te mai simți în felul respectiv, cere ajutor. Da, cam asta ar fost pentru astăzi. Sper din suflet să vă fie de folos și sper din suflet ca pe viitor cu toții să avem și să aveți relații sănătoase.